Vezi că nu-i bine să revenim după o scurtă pauză. Așa. Haideți să facem următorul lucru. Vreau să modificăm acum numărul apartamentului. Am dat 13. Nu, ziceam cu camere. Modificăm și de acolo. Hai să modificăm, după inițiativa ta, cu câte camere apartamentul? Aici cu 4. 4 camere și? Și dincolo cu 6. 4 camere. Și dincolo cu 6. Cu 6 camere. Nu prea sunt apartamente cu 6 camere, hai să zicem cu 3 camere. Și cu 5, da? Ca să fii la diferență de 2. Da. Spune-mi, te rog, cum gândim o problemă în momentul de față. Dă numărul total al apartamentelor cât să fie. Deci, numărul total... Păi, stai gățat. Proful nu mai scrie. În loc de 10, punem altul, acolo sus. Așa. În loc de 10, să punem... Spune tu, Naomi. Un număr la întâmplare? Da. 20. 20 de apartamente, da? Și atunci, în ce interval vei da? Cum spuneam, 60 și 100. Și 100. Între 60 și 100. Corect. Și trebuie să fie un număr par. Prima. Un orice număr par. Pentru că se împarte la 2. Da. Deci numărul total este de 20 apartamente, iar numărul camerilor? 96, da? Da. Deci 96 camere. Este un număr cuprins între 60 și 100, da? N-ai fi putut să dai 58 gunoare, da? Nu, dar... De la 60 începând, de acolo da. Pornim. Deci este o variantă și cum, Ricky, hai să lucrăm. Metoda întâi. 100. Da, 100. Minus 96. Egal cu 4. 4 acestea, 4 camere. Împărțit la 2 de data asta, nu la 3. Da. La 2 pentru că diferența... 5 minus 3, 2. Și vine 2. Da, la 2 egal cu 2. 2 o camere... Cu 3 camere. 2 apartamente. Cu 3 camere. Apartamente cu 3 camere. Și... Știu eu câte. Până la 20, 18 la... 18 apartamente cu 5 camere. Metoda 2. A doua variantă. Ia să vedem, să mai să se lăsăm pe 60. Nu. La 18 apartamente cu 5 camere și până la 2 apartamente cu 3 camere. Acum Ghechi vă dă un număr și eu fac cu dumneavoastră. Da, hai să vedem. Dă un număr. Numărul total rămâne același. 20. Total 20 apartamente. Numărul camerelor, numărul camerelor. Și 60. Să se împartă la 2, adică un număr ca. 62. Așa. 100. Metoda 1, da? 100.
100 minus 62 și ne dă 38. 38. 38 împărțit la 2 și ne dă 19, da? Și 19 sunt apartamente cu 5, cu 3 camere. Cu 3 camere, da. Și un apartament cu 5 camere. Cu 5 camere. Așa. Metoda 2. Metoda 2. Așa. 62. Așa, 62 minus 60 egal cu 2. Da. 2 împărțit la 2. 2 împărțit la 2 egal cu 1. Un apartament. Un apartament cu 5 camere. Da. Și 19 apartamente cu 3 camere. 3 camere. E același răspuns. Deci e clar că lucrurile așa merg foarte bine. Dacă spun cu o cameră și 30 și 5 camere. Știu eu. Poți să dau un model? Eu să schimbați acolo. Trebuie să schimbați 20. Tot 20 lăsăm. Păi da, dacă acolo, în loc de 60, 20. 20, corect. Și puteai eu număr. Da, era două, cu practic era și numărul meu bun, pentru că 4 orice număr se împarte la orice număr, se împarte la 4. Așa. Nu e adevărat. 44, profu. Adică 22, se împarte la 4? Da. Când? 16. Stai mai puțin, acum gândesc la 9. Hai să vedem... Acum termin. Eu o să văd 84. Bă, dar nu spune. Bă, da, spune. E bun, 84 e bun. 84 e bun. Stai să simți. Să nu se varianta lui. Și când te gândești pe o altă variantă. Deci, Ricky, da? Douăzeci apartamente și 84 camere. Faceți puțin cu Ricky că trebuie să fac o scădere. Da, bine. Hai, Ricky, codul-mă, te rog. Gata, pot face 100 eu. Minus 84. Metoda 1. Așa. Deci, 100 minus 84 ne dă 16. Așa, 16 împărțit la 2 ne dă... Da? 16 împărțit la 4. Asta e poanta. E diferența. 5 și 1, 4, da? 16 împărțit la 4, egal cu 4. Da. Sunt 4 apartamente cu 3 cu o cameră. 4 apartamente cu o cameră și 16. 16 apartamente cu 5 camere. Cu 5 camere. Da? 5 camere. Metoda a doua. Metoda a doua. 84 minus 20 și ne dă 64 și 64 împărțit la 4 ne dă 4 în 6 odată 24 în 4 de 6 ori, 16 apartamente cu 5 camere. Da. Și diferența până la 20. 4 apartamente cu o cameră. Una cameră. Așa, acum eu. Da. Și Măi, Emi. Da. Numărul total 100 cum e acolo. Așa, lasă numărul de cameră. Deci, pe acolo cum e 20 apartamente. Și 56. 56 camere. Da. Hai să vedem, Ricky. 100 metoda 1. Metoda 1. 100 minus 26. 100 minus 56. 100 minus 56. Vine 44. 44. 44 împărțit la 4 vine 11. 11 apartamente cu
Cu cine? 11 apartamente cu? Cu câteva camere. Nu știu. Cu o cameră. Da, bine. Cu o cameră, dar nu la întâmplare. Păi ai spus o cameră. Ai grijă? Da, dar după o cameră, cu două. Cu una cameră. Era deosebit de camere. Și se întâmplă în cameră. Iar până la 29 apartamente cu 5 camere. Da, da. Metoda 2. 56 minus 20. 56 minus 20 egal cu 36. Da. 36 împărțit la 4 egal cu 9 apartamente cu 5 camere. Iar diferența 11 apartamente cu una cameră. La sfârșit de putem să mai facem puțin exercițiile alea cu... Imediat. Numai o secundă. Vreau să insist acum și să vă spun așa. Câte probleme puteți formula voi? Și așa merge foarte. Nu. Câte probleme? Chiar mă interesează. Câte probleme? Da. Numărul problemelor care se pot formula. Știu eu. Cu 20 apartamente. Modificând numărul camerelor, da? 80. Păi... Am făcut 100 de minute. Profu, dar cum era chestia aia cu 4? Acum. Am uitat, adică... Să vedem dacă se poate un număr împărți la 4, fără să facem... Deci, 4 care ar fi numărul minim cu care începem? 20, da? 20. Da. Deci am începe... 20 ar fi primul număr care merită. Cu, atunci toate sunt cu o singură cameră. Apoi, următorul care ar fi? Păi, vreau ceva. De exemplu, dau un număr cu 166 împărțit la 4. Cum putem vedea dacă se poate împărți la 4? Fără să facem 166 împărțit la 4. 20 de probleme. Cum făceam noi înainte? Păi, ultimele două cifre se împarte exact la 4. Adică 66 să se împartă la 4. Și nu se împarte 66. A, deci nu e bun. Nu e bun. Așa. 24. Deci 24, apoi... 28, apoi... 32. 36. 40. Câte sunt? 20. Sunt 20? Da, bine, am făcut 100 minus 20. 4 minus 80. 100 minus... 20 ne dă 80 împărțit la 4, am spus 20. Da, e bine. 20? Da. Dacă sunt 21? Nu are cum. Păi nu are cum. Cum să fie 21? De ce? Pentru că n-am chef. Sunt 21, profu, cu tot cu 20. Aie. Dar nu-i drept. Cum să nu fie? Duc că l-am băgat și pe tine, mi-am dus și pe 21. Nu. Dar atenție, ai zis numai 20 tu. Dar la parcă mai devreme ați spus că 20 nu se pune. Cum să nu se pună? Cum că nu se chiar pună? Chiar problema are rost. Da. Și 20 și 100. Așa sunt mulți. 22. Nu e adevărat. 21. 21. Deci din 100 am scăzut pe 20. Așa din 100 am scăzut 20 și am obținut 80. Am păstrat 4, 20. Dar fiindcă și capetele se iau, înseamnă că luăm și capătul, nu? Și atunci vine 21 de... variante. Deci, numai cu problema asta, cu 20 de apartamente, avem posibilitatea să facem 21 de probleme. Da? Da. E foarte, foarte interesantă chestia asta. Bun. Acum, sper că ați înțeles acum problemele acestea. Puteți. Chiar două metode, nu? Putem gândi de fiecare dată. Asta e lucrul foarte important. Dar nu numai pe voi v-am convins. Chiar și pe cei care ne urmăresc de data care asta. Urmăresc acum. Filmulețul ăsta va fi unul din cele care va fi cu drag urmărit de către prietenii noștri. Pentru că am reușit să punem lucrurile foarte bine. Patrușul? Da. Ne-am mai schimbat apa. Am schimbat-o, nu-i nimic. Așa. Noemi, hai să vedem
să se găsească toate numerele. Da. De forma. De forma. Deci de toate numerele de forma 1A 3B de 1A 3B. Așa. Divizibile, 3 puncte, da? Toate numere divizibile cu 15. Deci toate numerele posibile care se împartă la... Știu eu unul. Adică B trebuie să fie 0, 0 sau 5. Deci B-ul trebuie să fie 0 sau 5, obligatoriu, ca se împartă la 5. Obligat, pușcat. De? Deci 1, A, 3, B se divide la 5, dacă și numai dacă B-ul aparține mulțimii valorilor 0 și 5. Adică... Prof, sunt 18. Ar trebui să fie 30 învățime 15, de exemplu. 18. Și 1 cu 3 face... 1 cu 3 face 4 și 4... Deci despre 5 ne-am asigurat. Dacă în loc de B punem 0 sau 5 și noi M-i, cu 5 s-a rezolvat problema, da? Mai rămâne divizorul 3. Nu, prof, sunt 20. Sunt 20 de variante. Deci să vedem. 1, A, 3, 0 și 1 A 3 5, da? 1 A 3 0 și 1 A 3 5. Acum au cui? Ca să se împartă ăsta se împartă la 3, da? Au poate fi 0. La 3 să se împartă. Dacă și numai dacă 1 plus A plus 3 1 plus A plus 3, să facă un multiplu de 3. Poate fi și 0A. Ca să fie 0, poate. Rike, te rog să stai frumos și să urmărești ceva. A poate fi 0 deci, și poate fi și 3. A poate fi 0. Atenție, Noemi. Cazul de față. Păi cu tot cu 5. 1 și cu 3. 1 și cu 3 fac 4 și cu A. Deci, dacă și numai dacă, 4 plus A să fie multiplu de 3. 4 și cu cine să se împarte exact la 3? Adică ar veni 4 plus A să facă 6. 6 se împarte la 3. 4 cu 8. 4 cu 8, 12, 12 se împarte la 3. Noi mi se luăm ușor. Deci A e egal cu 2 de aici. Da? 4 plus A să facă 9. 4 plus A să facă 9. Că se împarte la 3. Și atunci A-ul cât este de aici? A-ul este... 5. 4 plus A să facă 12. 8. Și atunci A-ul este 8. 4 plus A să facă, să ne dea 15. Și atunci A-ul este... 11, se poate? Da. Păi au o cifră, Noemi. A, da. Deci au... Trebuia deci, să aparțină de la 0 până la 9. Asta pică. Și cu asta, doar astea ar fi variantele. Pentru situația cu B-ul 0. Deci am avea 1, A, în loc de A, cât se pun Noemi? 1, 2, 4, 2, 3, 3, 0. Da? 1, 2, 3, 0. Da. Altă variantă. 1, 1, 3, 3. 1, 5. Au, este 5, da? 1, 5, 3, 0. 1, 8, 3, 0. 1, 11, 3, 0. Nu se poate, da? Cum am zis eu, e? Păi se pot multe. Nu, numai atât. Da. Profu, dar putem face că, cum am făcut... Să terminăm pe asta varianta. Putem face cum am făcut și noi cu a împărțit la nu știu cât egal cu nu știu cât rez, nu știu cât. Așa, imediat facem asta acum. Dar să terminăm problema asta, că e păcat să o lăsăm în drum. Atenție! Cât să fie ca să se împartă la 3?
Păi dacă și numai dacă, 1, noi mâine, te rog să mă ajuți, 1 plus A, plus 3 plus 5, să fac un multiplu de 3, da? Da. 1 plus A, plus 3, plus 5, să facă multiplu de 3. Ei, hai să vedem. Păi, poate fi 3, 0, sau poate fi 0. O secundă, noi, 1 și cu 3 face 4 și cu 5, 9. Deci 9 plus A, să facă multiplu de 3. Asta dacă și mai dacă, A e egal odată cu 0. 9 plus A să facă, cât să fie, 12, ca să împarți la 3, da? Adică A-ul este cât acum? A-ul e 3. E 3, da. Da. Apoi 9 plus A să dea 15 și atunci A-ul este cât? 4. Stai. 6. 6. Da, 0, 3, 6. Și 9 plus A egală cu 18. Deci A egal cu 9. Și în clipa de față am următoarele numere. 1, Ricky, te rog să mă arăți. 1. 1. În loc de A punem cât acolo? 0, da. 1, 0, 3, 5. Da, apoi 1, 3, 3, 5. Da. 1, 6, 3, 5. Da. Și 1, 9, 3, 5. Toate aceste numere, câte sunt aici? Odată 3 și în partea asta sunt 4. 7 numere care se împart la 15. Da. Acestea sunt cele, repet, cele 7 numere care se împart exact la 15. Vă puteți convinge acasă, da? Acum vreau să vă dau vouă ca temă să găsească toate numerele de tipul 2A 1B 2A 1B încât să se divide la șase. Da, să se divide la șase. Da? Ora s-a terminat? La revedere! Da.